și vântul puternic. Și cu asta am terminat. Se întâmplă ceva în Storyland. Odată ca niciodată, un bebe constructor care a vrut să oprească vântul puternic nu putea să o facă singur. Ai! Auci! Bună, sunt Dreamy. Ce se întâmplă? Vine! Vântul puternic! Adăpostul! Bine, mă ușor! Sunt Piggy! Vântul puternic o să vină! În fiecare an, frații mei fac un adăpost care să protejeze statuia. Dar au răcit! Și trebuie să-l fac eu! Și ce se întâmplă dacă nu-l termin? Vântul va lua cel mai valoros lucru din lumea noastră. Ar fi un dezastru. Și încerc doar eu pe cont propriu. Oh, Piggy, te-ai rănit la mână cărând atâtea. Singur nu vei fi, te ajutăm cât ai clipi. Vântul vom opri, să știi. Oh, și tu ai răcit. Împreună o vom construi imediat. Facem noi adăpostul? Ne trebuie ciment, pietriș, nisip și cărămizi. Da, cărămizi, da! Ușor, ușor! Cum zic frații mei, castelul construim când cărămizile unim. Haideți, bebeluș, un piculeț mai așa, mai aici. Oh, nu, ai grijă de ochii! Nu mai trece timpule. Uf. Să continuăm. Unde mi-e cărămida? Echipa asta e tare lentă, iar adiera prea violentă. Dacă n-ar fi fost atât de grele. Și dacă cimentul n-ar fi fost lipicios. Și dacă nu era lopești. Știu eu, ce-ar fi să-l facem din paie? Dar... Da! Vezi, așa-l facem mai ușor. Dar asta nu înseamnă... Că va ține. Așa e, paiele n-au fost așa. Gheață! E mai ușor de sus. E mai rece. Vom face un iglu pentru statuie. E mai bine pe gheață. Da, multă gheață. Dar... Și restul de cuburi? S-au topit la soare. Știu, nu este ușor, dar trebuie să facem. Altfel, vântul puternic va sufla statuia și efortul va fi în zadar. Piggy, vom asculta tot ce ne zici. Da, haideți! Acum vom reuși. Ăsta-i cântecul vântului puternic. Și ca să-l oprim, noi astăzi ne-am unit. Lumea noastră este un loc minunat. Unul minunat ce trebuie protejat. Munca grea și determinarea nouă ne aduc fericirea. O să reparăm problema când ajunge pe cineva. Și împreună vom lucrați. Voi alături o să plătiți. Lucru în echipă e bun. Când ajunge pe cineva și împreună vom lucrați. Voi alături o să plătiți. Vântul puternic, adăpostul încă e în picioare. Da, dar încă ceva. Acum, cum o să ieșim de aici? Am uitat de ușă! Da, nu e bine să te grăbești. Trebuie să găsim o soluție. Mai nu mai am o lopată. Păi, dacă ar fi din gheață? Asta e, înghețată. Delicios adăpost. Așa e! Ce important e că am făcut un efort care s-a terminat cu bine. Atâtea cărămizi de gheață. Oh, dar vai, pare o dorință realizată. Storyland Magic Tree! Și așa, Piggy, eu, efort și determinare, s-a luptat cu vântul puternic de care a salvat lumea. Și așa, vântul a trăit până la adânci bătrâneți.